Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumim că ați răspuns comunicațiile noastre la această conferință de presă. Pentru început, dăm cuvântul domnului președinte. Bună ziua, mă încrește de foarte mult în cuvânt. Mai puțin din comunii din comunita parte. Sigur că am fost numit președinte al Consiliului Director de la Urtalus. Sigur că e o funcție nouă pentru mine, dar de regulă orice funcție am avut-o și când am avut-o am încercat să rezolvăm probleme care apar în direcția respectivă și de la direcția pe care am primit-o atât politică și din partea OAT-urilor și a celor care m-au ales în această funcție. Dacă voi aveți întrebări pe această temă, cu mare plăcere aștept atât eu cât și directorul, dar dați-i să-i luăm cuvântul domnului director să intre în probleme și apoi dumneavoastră să veniți cu răspunsul lor, pentru că totuși sunteți, pentru că nu sunteți toate mass media. Da. Pentru început, mulțumesc pentru subiectul acestei conferințe. Este legat de contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ultrans. Pe nume, e vorba de contractul între SCA de Ultrans și Citroleibuzul. Problema este că acest contract a fost aprobat de consiliile locale și definitivat prin hotărâri în luna februarie, aprobat de ședința AGA la momentul respectiv, când președintele era domnul Dragoș Pitic, cu câteva zile înainte de începerea programului de transport, mai exact, cred că pe 2 septembrie, este adus contractul la semnat domnului președinte de asociație. Pe contractul respectiv sunt semnăturile tuturor celor care fac parte din contract, inclusiv cu semnătura directorului general, adică a mea. De fapt, domnul Cupăreanu semnase în locul meu. Domnul primar Rotaru, domnul președinte, a semnat contractul, când am văzut toate semnăturile, și l-a trimis pentru liberarea licențelor. Între timp, am o discuție cu domnul Rotaru în acea zi și spun că sunt niște probleme legate de contractul care fusese aprobat în luna februarie, iar acum când venise partea finală pentru semnături, apăreau niște lucruri foarte importante schimbate în acel contract. Dar pentru care domnul președinte îi cere domnului Cupăreanu să adună înapoi contractele. Pentru că dânsul și-a dat seama despre ce este vorba acolo. Ca să vorbim punctual care sunt problemele care apar majore schimbate în contractul respectiv, sunt probleme legate de compensație. De compensație și de cine efectuează plățile. În contractul din luna februarie se specifică că fondurile acordate cu titlul de diferență de tarif și de compensare vor fi aprobate de adunarea generală a AD Urtrans în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget în vederea asigurării necesare de sume până la sfârșitul anului. În contractul final, care este adus la semnat, apare diferența că fondurile acordate cu titlul de diferență de tarif și compensare vor fi aprobate de consiliile locale, județeane, adunarea generală a de Urtrans, lucruri care nu erau prevăzute în contractul din luna februarie. Dacă existau modificări, acestea trebuiau trecute obligatoriu prin adunarea generală a acționarilor, a SCA de Urtrans, fapt care nu s-a petrecut. În momentul de față, noi nu putem spune decât că putem semna contractul în forma inițială, care a fost aprobat în luna februarie, fapt care este absolut legal. Nu văd care este impedimentul că noi semnăm un contract care a fost aprobat de toate consiliile locale, care fac parte, de toate primările care fac parte din Asociația de Dezvoltare Urtrans. Cine a făcut modificarea la acest contract? Cine este persoana care și-a permis să modifice un act hotărător? Pentru că asta este... Asta este problema de bază. Problema fundamentală... Falsul de fapt. Nu suntem noi, poate, în măsură să judecăm treaba asta, sunt organe abilitate. Mai presus de asta, în data de 2
septembrie, domnul Cuboran ajunge la firma Troleibuzo cu contractele semnate fără aprobarea, fără acordul meu, fără semnătura mea, eliberează licența de transport, faptul care nu se regăsește în baza noastră, s-a eliberat vreo factură pentru licențele respective, și aici, nu știu, poate fi vorba de un abuz în serviciu. Problema, asta este la momentul actual. În ceea ce privește compensația, la punctul 9.5 din contractul vechi, se specifică, operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata compensației în termen de 5 zile de la semnarea, confirmarea raportului lunar de constatare. Autoritatea contractantă are obligația de a plăti compensația operatorului în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către acesta din urmă. În noul contract, apare iar modificat la acest punct. Operatorul are obligația de a trimite raportul lunar. Așa? Consiliul Județean are obligația de a plăti, în limita sumelor bugetate, compensația operatorului în termen de 30 de zile de la înaintarea raportului lunar de constatare. Deci este vorba de o limită a sumelor bugetate. La capitolul 9.13 am văzut că problema apare că diferențele de compensații care vor fi, din păcate, vor fi mai mari decât sunt în momentul actual, vor fi aproape duble, vor fi suportate pe de o parte de Consiliul Județean, pe de o parte de primările care fac parte din Asociația Optrans. Fapt care nu a fost comunicat în prealabil și primărilor. Aici apare problema cea mare, din păcate am văzut și în presa locală. Avem o primărie care anunță că s-a retras din asociație, în Asociația Optrans, primăria Rozo. Nu, și nu s-a retras, dorește. Sau dorește să se retragă. Să retragă, trebuie să promite Consiliul Director. Din ce informații am, domnul primar de acolo, de la Rodon, tocmai pe ideea asta era nemulțumit, pentru că nu i s-a comunicat lucrul că diferențele de compensație vor fi plătite și de primărie. Care nu era prevăzut în contractul inițial, din luna februarie. Mai departe, ce să vă spun, că eu, ca director general în această asociație, de multe ori am fost însărit în problemele majore, decizionale. Așa? Totul s-a făcut de către domnul director adjunct, domnul Cucureanu, și de domnul președinte Dragoș Chirit. Noi, din punctul nostru de vedere, semnăm contractul ca să se poată debloca transportul, să primească troleibuzul licențe, care am înțeles că, de fapt, ei le-au... În forma care s-a aprobat de consiliul local. În forma care s-a aprobat de consiliul local. Păi, altceva nu ne asumăm, intervenții în contract, alte înscrisuri, care, oricum, dacă se făceau și se discutau, trebuiau trecute prin adunarea generaționarilor, să aibă și primarii cunoștință de aceste lucruri. Și mai o chestie foarte interesantă. Deci, vechea conducere a dat delegație domnul Cucuram să semneze documente, chiar dacă este sau nu este domnul director din oraș. Sigur, el a venit la mine, eu n-am cunoscut care este semnătura domnului Murat. Și domnul a semnat atât lumea, domnul director, nu știu ce. Vorbim cu domnul Murat, pentru că nu am trebuit mai nimic. Dar nu trebuie, domnule, e semnat dumneata în ce calitate? Păi am delegație. Domnul delegația e până în momentul în care s-a schimbat conducerea. S-a schimbat conducerea. V-am dat o delegație pentru așa ce fac, nu. Vă rog frumos, sunt nul de drept, aduceți-l înapoi și retrageți. Da. Poți să vede cineva să ai probleme cu tema asta, că ai semnat în afara legii. Sigur că au fost învățați în anumite chestii, dar mai mult. Eu să vă spun că împreună cu domnul președinte, i-am adus la cunoștință, în baza documentelor pe care le are troleibuzul, o firmă de audit, care a făcut auditul pe o singură lună, nu a făcut-o pe an de zile, ceea ce nu e relevant, sigur, ea nu este obligatorie. E consultativă. Odată cu noi trasei, cu mașini noi, cu asta, vine să se dubleze valoarea subvenției. Deci nu se mai dea cât se dădea până acum, în jur de 6 miliarde și ceva, se dea 14 miliarde, ceea ce e, înseamnă într-un an de zile 180 miliarde. Deci, nici dacă ar fi
vitală și vedeți că nici acum nici societățile vitale ale statului nu mai subvenționează cu așa mea sumă. Nu se poate că un buget, nu are bugetul 180 miliarde de Consiliul Județean cu tot cu comunii, dar nu numai pe dătorii publici. N-are rost să bagă de asta bani într-un mort. Celor, bine, nu bagă niște bani și altceva. Dacă cei privați merg, sigur, au tot și alte costuri, pentru că la o societate comercială de locuitorului bun, sunt multe spații, sunt multe terene, sunt linii, stâlpi, taxi, sunt mult mai multe decât... Dar trebuie făcut o analiză la nivel de ANA, Consiliul Administrației al Societății Sectorului Bun și găsit o formulă de redresare. Sigur, nu se redresează într-o zi, nici în trei luni, nici în dată, în ani de zile. Dar hai să găsim soluția cea mai bună. Suntem prea mulți, suntem prea puțini, sunt prea multe utilaje vechi, băgăm prea mulți bani în el. Hai să găsim o soluție în care să facem viață. Și vă dau un exemplu și le-am dat-o și la Sectorului Bun, la discuția care am avut-o cu ei, când era transformarea la primării la piatra mea, până în convivie domnul Ștefan și l-a adus două nicuri pe unei bune, dar nu mai era să o ființe, tot așa venea cu documente că nu mai pot supraveghe, nu mai pot supraveghe și trebuie Consiliul Local să tot dea silenții. Și atunci am luat personalul din primării, cei mai vechi în preză, poate și s-a lucrat mea. I-am trebuit să o lucreze de pe trasee, pe toate mașinile, dimineața până seara. Și s-au dublat venitul. Și le-am zis, fraților, de azi înainte nu veniți la mine niciun leu. Nu știu cum vă organizați. Parte peste parte, ce treaba voastră? V-am demonstrat că într-o lună de zile se poate veni cu ce bani ați acasat? N-am ce să fac. S-a încercat și-a fost tot timpul. Intra unii mașini în fața celorlalți, tot ce vă zicește astea ca să nu ai clienți ca să fie și-o dați seama că... Așa. Nu mai furați, fraților. Nu mai furați. Gata, s-a terminat. De altfel, nu mai primit. Și eu nu l-am mai dat, că am mai stat 2 ani sau 3 ani atunci. Asta a fost foarte prin 2001, dacă nu știu. Nu am mai dat niciun loc subvenție. S-a terminat subvenție. Nu știu dacă aici e cazul să facă o asemenea, eu, improvizație de control, dar găsit o soluție undeva, conducere acolo, aga, toți trebuie să sună, răspunde cineva. Nu știu cine, dar cineva trebuie să sună, răspunde ca să poată fi viabil. Așa, ca să stăm toți să avem, să cerem și alea și alea și drepturi și tot ce vrem. Dacă nu aducem niciun profet și nu facem nimic, atunci nu se poate. În situația de astăzi, nu, sigur, în toată lumea se dau subvenții. A dau subvenții. Dar nu se dă nimeni, niciun județ din România nu dă subvenții. La transportul local. Părerea mea că nu știu cum ne devine cu de cont. Transportul local a fost și a rămas și este de-o termenă a Consiliului Local Municipal, orășenia sau care este. Că aici s-a găsit formula asta, Consiliul de Zeam, ia ceva, nu mă interesează pe mine, nu intră eu la mărântile astea. Sigur, cum se spune, domnule, aude cât dă Craiova. Craiova, da, dacă într-o oraș, sigur, se dă bani pentru subvenție pentru handicapați, pentru subvenție pentru pensionari, sigur, e un cadru legal în care se dă o sumă de pe lună, nu știu cât. N-am cifrul exact. Dar trebuie să găsească acolo soluții. Eu cer puțin împreună cu domnul Grigoraș, am zis, domnule, nu, și nu mai au, și cu cei care sunt în anul celălalt primării, cu ceilalți primari, vom discuta aceeași problemă, poate nici ei nu au avut cunoștință de așa ceva, acum o să le explicăm exact despre ce este vorba, să înțeleagă și ei ce se întâmplă, de ce, că nu e nimeni împotriva nici a conducerii respective, nici a nimănui, totuși să găsim o soluție să se pornească acest mastodon, să fie profitabil. Sigur, la mastodon nu se face într-o trei luni, nici într-o jumătate, dar măcar un pas, un pas cu pas, într-o anumită perioadă, îmi propunem ca societatea să fie viabilă. Cam asta e punctul nostru de vedere. Dacă dumneavoastră mai așa, pot tratat. Referitor la articolul care a apărut azi în presa anunțeană, Societatea Troleibuzul nu a încheiat contractele cu Asociația de Dezvoltare sau titlul sumei că Troleibuzul a refuzat să semneze. Este vorba de contractul actual, probabil care dânsii spun că nu înseamnă, nu înseamnă pentru că nu este legal. Atâta vreme, dacă contractul ar fi trecut prin adunarea generală a acționarilor și apoi prin primăriile locale să fie aprobate, atunci situația ar fi fost alta. Se mai menționează, domnul Chitic, văd că mai dă o declarație. Acum, la Consiliul Județean, asistăm la o schimbare de optică și nu se mai semnează contractele. Contractul se semnează între Adi Ortran și Troleibuzul. Deci nu se semnează Consiliul Județean.
este din discuție. Problema de bază este că noi trebuie să aprobăm ceea ce este legal, să semnăm. Noi astăzi vom semna contractele în varianta aprobată. Varianta aprobată de consiliile locale. Și mai departe. Și în final, totuși, noi vorbim cu Dumnezeu din Bucurans. Dar totdeauna, și așa este normal, într-o societate e sa. Cine are cel mai multe acțiuni, are decizii. Deci, cel mai bun, nu are cel mai multe decizii, poate să-l județean fiind patronul care are acțiuni, el decide să se de acord. Poți să schimbi unii conducere, aduce alte conducere. Nici nu e nevoie de noi sau de genul. Ei sunt majoritari. Că, fraților, n-ați îndeplinit condițiile care ați avut prin planul managerial. Deci, am zis că aveți voi profit, aveți profit, aveți numai pierd. Îmi pare rău. Sigur, după discuția care am avut-o cu ei, au înțeles că trebuie să își dea demisiile, nu vor să își dea demisiile, s-au luat concediu medical, pentru că ați în concediu medical. E cadrul legal, în dreptul lor. Îți bolnav, de partea muncă, de curs, nu lua să ieși concediu medical. Trebuie să specificăm de ce contractele astea au fost aduse cu câteva zile înainte de începerea noului program. Pentru a fi puși în situația să semnăm forțat, pentru că nu mai este timp. O schimbare de contract sau dacă vrei să faci ceva, trebuie automat să treci prin adunarea generală acționarilor, să faci ședința ala, pe urmă trimis la toate primăriile, o să organizeze ședințe în care se aprobe. Practic, din punct de vedere fizic, nu mai, deci nu era vorba de timp, deci nu era posibil și trebuia să fii forțat să semnezi acest contract. De-aia s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. S-a avut o discuție și cu un jurist, zic eu, cu care am dat o perioadă foarte lungă, un jurist cu performanță. Domnul Mișan mi-a prezentat contract și a zis, domnul Mișan, cum putem debloca și ce e regulă, cine e regulă. Și domnul, eram sub forma asta. Deci contractele care sunt aprobate de dumneavoastră, OATO, și Consiliul Județean, sunt bătute în cui. Orice DNA este abatere de la lege. Vă poate da oricine de cap, aveți probleme. DNA-ul asta, la pe așa. Deci nu faceți decât sub forma asta care am propus-o noi. Țineți cont de ea, țineți, dar eu asta, din punct de vedere, de rău, că asta e forma cea mai bună. Și atunci ia de comun acolo, domnule, hai să vedem unde îi facem un mers de vreze, spunem despre ce este vreo. Noi îi semnăm, pleacă mai departe și asta. Că ei vor semna, să nu vor semna, că nici nu știu cine va semna. Dacă nu mai știu cum duci. Noi ne facem datoria. Noi le-am semnat, le-am dat, noi puteam, noi obstrucționăm. Au timp până luni când mi-i trimite la adresă în care spune că nu mai pot lucra de luni din cauza că nu au o licență. Noi le-am dat, au timp în 3 zile, 4 zile, dacă am rămas, semnează, să nu semnează, să pleacă mai departe, să oprească. Nu mai este treaba noastră. V-am spus, eu nu vreau să oprească asta. Dar nici nu putem să mergem pe ceea ce s-a perpetuat până acum și cu pierderile care se dorește, care se vede, care dorește de la urmă. Enorm. Nimeni nu își poate permite așa ceva. În primul rând, nu știu dacă vor fi de acolo să sară toți primarii în sus. Dom'le, nu ne dați niciun euro subvenție, nu ne dați niciun euro la buget nou, care avem probleme, și dați totul la altă locuri. Pe ce dați? De ce dați? Adică e o chestie care... sunt și mulți frustrați, nu mai... Deodată, la aproximativ 5 miliarde de jumătate care se primă de la Consiliul Județean, acum de la 110.000 de kilometri la 250.000 de kilometri, pe lună vă dați seama că Consiliul Județean va trebui să plătească 18 miliarde. Nu știu dacă are prevăzut un buget de... Da, mai mult, li s-au dat... Automat? Automat, deci... Exact, li s-au dat traseile în afară, mai lungi. Tocmai ideea de a folosi microbuzele și a de a avea venită. Fiind traseile mai lungi și veniturile mai mari. Cer mai multă subvenție. Care lucru? Mi se părea normal că aceste lucruri să fie hotărâte de atunci. Înainte da, așa au mers. Nu, eu nu intru la mărunt și-o fost înainte. Treaba poate altă, nu treaba mea, nu de-a nici a noastră, dar vrem să avem altă optică. Și să respectăm legea. Exact. Dacă nu ți-o vorbesc. Dar deci, dumneavoastră aprobați contractul inițial care a trecut prin UAT-uri, pe ce dată? De acum 3 luni, 4 luni. De acum 3 luni. De februarie. Cel pe când, pentru care s-a depus documentația la ANRMA și cel în baza căruia s-au achiziționat autobuzele, da? Nu, nu era de întreabă cu autobuzul cu achiziționarea, asta e Consiliul Județean, ei au achiziționat. Păi, dar ei au achiziționat în baza unui contract. Acum, care s-a semnat, noi trebuie să dăm de acord, da? Așa.
Deci până aici ne-am lămurit, este clar. Următoarea întrebare care vine din primar. Nu a fost clar de atunci că se vor dubla traseele, se vor dubla automat și subvențiile? Nu, nu le-au dat așa ceva. Materialul care le-au trimis nou pentru aprobare în Consiliul Local, n-a fost vorba de niciun preț. Deci zero. Nu. La subvențiile care le dă Consiliul Județean. Nu a fost clar că dacă se dublează traseele, se dublează și subvențiile? Nu. Pe din contră, că se dublează traseul, se micșorează subvenția. Din contră. Păi, dar atunci eu pentru ce am făcut investiții? Eu pentru ce am făcut investiții? Să măresc? Am înțeles. Cât era în acel contract pe kilometru? Nu știu. De la primul era de la un contract, se făcea de la luna la luna. Abia în luna ianuarie s-a semnat un contract semnat de domnul, în numele meu, semnat de domnul Cucoreanu și de domnul Chitic, în acea perioadă, pentru diferența de cât mai rămâsese până în luna septembrie. Abia de anul ăsta intra un contract în care se stabilea un preț fix. Noi, prin acest contract, ne asumam, adică trebuia să ne asumăm că prețul este de, nu știu, 7,3 pe kilometru, preț fix. În funcție de cheltuielile care... Am înțeles. Și în momentul în care domnul Cucoreanu vine cu o variantă nouă de contract, asta nu înseamnă că toate achizițiile care s-au făcut pe contractul vechi ar trebui dați bani înapoi? Toate acele 700.000 de euro cu autobuze, cu... Din punct de vedere legal, contractul ăsta nu avea ce căuta pe data de 2 septembrie. Corect, dar dacă prin reduce la absurd s-ar semna acest contract, nu s-ar pune în pericol toată investiția aia? Dar investiția separată, investiția din autobuzile care sunt acum, leasing-ul care este Consiliul Județean, care asigură finanțarea în real 200 pentru aceste... Făcut în baza acestui program transport. Exact, da. Deci ei au făcut, Consiliul Județean a făcut această investiție. Deci pe lângă faptul că se va ia o sumă din banca de subvenții, plătește și iarăși un miliard și ceva de 2 ani de zile. Și se va ia chiar la 30 de miliarde. Adică eu ți-am văzut... De pe aș face suma. Sunt firme private, care plăște microbuzii, și cumva au și își cumpără și mașini pentru ei, să duc și în sănătate, își fac și... Ok, ca să înțeleagă cei care se uită acum la noi și nu cunosc foarte bine acest subiect, cât plătește acum Consiliul Județean pe an subvenția la troleibuzuri? În jur de 60 de miliarde. Pe an 1.500.000 de euro. Ok. Pe lângă această subvenție, ce alte subvenții mai plătește Consiliul Județean pentru transport în comun? Mai dau pentru persoanele defavorizate... Cât? Vă trebuie 50 miliarde pe an. Vă 4 miliarde pe an. Între 280, între... Pentru că au jucat alții, de teriarului. Da. Nu, le dau 1 miliardă, 3 miliarde, 4 miliarde. Am trecut, am văzut că au fost 8 miliarde și nimeni nu spunea problema, nu se ducă cei bani. Nu e treaba noastră să verificăm, ce tocare are în care... În afară de partea legală, care noi o discutăm în ședința de astăzi, în care s-o definitivăm, așa vor exista discuții între parteneri, între troleibuzul, Consiliul Județean, referitor la prețul și la... Din punctul nostru de vedere, vrem să deblocăm situația, să liberăm licențele, vor exista automat... Ok, ultima întrebare. Cine este vinovat pentru acest blocaj? Pentru acest blocaj este vinovat, nu știu dacă pot să zic sistemul. Chiar este vinovat. Vinovați sunt cei care au întocmit actele, documentele. Nu s-au... Mai uite, sigur, a fost perioada alegerilor. S-a definitivat perioada alegerilor. S-au ales primarii, deci s-a dus o lună, s-a doua lună. Pentru că până s-au funcționat în Consiliu, până ne-au delegat, până s-au aprobat, și s-a intrat în criză de timp și pe ultima sută de metri, când se știa că nu mai rămâne asta, dom'le, hai să facem cât mai repede. S-a făcut aceasta așa rapidă și s-a încercat să intre în forță cu documentele respective, tocmai ideea de a salva pe cineva. Am înțeles, mulțumesc. Ce am înțeles eu, Consiliul Județean este faptul că în primul rând, ne gândim la cetățenii în acest oraș și ne vrem să deblocăm situația. Și noi mai... Și salariații de acolo, nu? Deci, e problema salariații. Discuția e asta să se lase cea pe care a spus-o mai înainte. Da, să spunem contractul inițial, o inițială de luna viitoare. Nimeni nu-l poate modifica. Nimeni. Între timp și era trecut prin AGA și apoi iarăși aprobat de Consiliul Local, era tot... Păi, eu așa nu înțeleg. De ce nu ți s-au dat? Date discuții.
la timpul respectiv, în termenul care era, domnule, hai să vă dăm din nou consiliilor locale forma inițială a contractului cu valoarea respectivă a biletului respectiv, da? Sau a cheltuielilor respective. Și zicem, ce problemă? Consiliul local l-a aprobat, nu l-a aprobat, consiliul local nu. L-a aprobat, nu l-a aprobat. Nu, păi ajungeau la aici de rământ. Pentru că îmi stabileu despre ce este vorba. Nu s-a aprobat, s-a aprobat și mergem mai departe. Mergem mai departe. Dar așa, nu ați să încălca de grea mărinte. Se votează una și se semnează altceva. Adică pe alte valori nu se poate. E ceva, sigur că ne-am luat valul. Așa este, ne-am luat valul, da? S-a depresat atât. Încă din luna mai, tot am cerut solicitări scrise și către Comitetul Director de aici, de la Ocranț, nu primeam răspunsul la hârtile pe care vreau să le văd. Mi se dădea comunicat că în 30 de zile pot să primesc, exact cum dumneavoastră, de presa, dacă cereți ceva și vrea ceva să vă întârzi, domnule, primește în 30 de zile, că așa e legal. Ciuga director general, ceream directorului ajung niște hârtii sau președintele și mi se spunea că termenul de 30 de zile. Nici acum am informații care nu mi-au ajuns nici acum. Și ați depășit termenul de 30 de zile? Nu, mai. De ce mi-a acționat? Deci dumneavoastră, astăzi, joi, semnați forma inițială a contractului. Ale aprobate. Ale aprobate. O trimiteți astăzi la adresă la troleibuzul, cu forma inițială. Da. Ați spus că toți cei de acolo sunt plecați în concedii medicale. Medicale sau de drept. Bun. Mai rămâne, să spunem, jumătate din această zi și ziua de mâine, care e, în general, cu program scurt în sistemul public. Luni expiră licența. Ei lucrează de 7, de 7, 24, de 24. Luni expiră licența, da? Ce se întâmplă dacă se semnează contractele vineri? Asta nu mai ține de la ce nu mai. Eu nu mai. Punctul nostru de vedere, noi am vrut să scoatem în evidență ce se întâmplă cu contractul, cum au fost modificate. S-a încercat tot felul de variante de a descrie. Și asta a fost. Pentru mine e foarte clar. Putea să vină de prima dată când spune, domnule, te-a făcut chestia asta, hai să vedem pe somn soluții. Hai să-i ajutăm pe ea. Poate că să ajutăm tot ce așa a fost și ideea. Dar nu îmi dai una acum și alta după aia. Adică nici așa peste o mână nu se poate. Adică poate înțelegem toți. Dar putea să-i ajutăm încă o perioadă de timp. Doamne, îți spun dacă am 4 zile înainte, ca să mai aveți timp să faceți aia, să mai omogați consiliile locale, să mai apropie pește, nu se mai poate. Nu mai semnează, că îți sar oamenii din oraș în cap. Că până în fața faptului nimeni. Nu, noi semnăm ceea ce s-a votat în Consiliul Local, s-a votat de la acolo. Pe cei la troleibuzi ați anunțat că astăzi organizați conferință de presă, pe cei la troleibuzul? Dar la cine? Cu ce? Cu șoferi? O să organizăm și o conferință de presă. Să presupunem că problema cu sănăturile se rezolvă azi și mâine. Azi, din partea dumneavoastră și din partea cu troleibuzul, să spunem. Nu, 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 nu este mai corespunsabil. Acolo vor discuții între Consiliul Județean și troleibuzul. Okay. În cazul în care se termină, cam de la ce dată estimativ ar începe programul care a fost publicat în ziare? Programul începe în datul semnului ăsta. Între cele două părți. Ok, deci după ce noi... Sigur. În momentul în care s-a semnat, de două părți. Programul este acela în care scria, contractul este acela în care scria că troleibuzul are voie să subînchirieze trasee? Același? Ăla vreți să-l semnați? Nu. Știți despre ce vorbești? Știți despre ce vorbești? Ăla este contractul? Formă inițială. Formă inițială... În care troleibuzul are voie să dea la privat traseele? Aia este forma în care semnați astăzi? Nu, dar nu, stați că nu uităm. Nu știu, eu știu. Domnul director știe despre ce trebuie. Știu, nu este forma respectivă. Deci în forma în care semnați astăzi troleibuzul are sau nu are voie să subînchirieze traseea? Nu știu că ai existat o discuție înainte de prezentarea contractului respectiv. Știți discuția? Da, da. Deci în contractul în care semnați astăzi are voie troleibuzul să subînchirieze sau nu are voie? Da sau nu? Nu știu, nu vă spun. Conform contractului. Nu știu. Din discuția avută ieri, nu s-a indicat această problemă. În contractul inițial, s-a introdus o chestie în care troleibuzul avea voie să subînchirieze. De aia există jurist. Așa, juristul are voie. Dacă ești bărbat, nu puteți... Nu, să-l puteți vedea, nu puteți vedea pe site. Uitați, să-l vedeți.
Eu așa știu, sunt proprietar. De acolo, la subînchirie scrie da, în contract. Și ar fi interesant de văzut dacă contractul pe care semnați astăzi va permite troleibuzului sau viitoare conducerea troleibuzului să subînchirieze traseele. Ceea ce nu mi se pare corect. Să vedem ce semnați. Atunci, asta ar fi și mai grav. Deci, eu oricum aș semna așa ceva. Adică, vreau să te fac rentabil, pe cum să te fac rentabil, că tu dai traseul la alții. Ați studiat contractul pe care îl semnați? Nu, dar eu am înțeles să-l stau să știu. Păi, dar dumneavoastră semnați la final. Păi, dar eu nu semnați ca primarul ultimul. Deci, ce din față și acum răspunderea. E vorba de un contract, e vorba de un contract care domnul Grigore și nu l-a semnat, a fost pentru semnat acolo de altcineva. De asta întreb. Lucrurile astea sunt mai multe. Eu i-am dat și administratorul public, domnul Nicolae, să-mi vadă și eu. E bine, așa m-am văzut. Dar, apropo de ce ai spus, că nu știa poate nici ele astea, că există elementul ăsta surpriză pentru mine acum, că contractul poate să permită trebuie să ne subînchirieze la altă trasie. Este același. Dacă există așa ceva, nu... O secundă, vă rog frumos. Cesionarea și subcontractarea. Operatorul are obligația de a nu cesiona serviciul de transport public local unei alte societăți, decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății operatorului cu aprobarea... Nu, dar să faci filială. Nu o să faci filială. Și cu asumare de către cesionar a condițiilor prezentului contract. Știam că se scosese treaba asta, dar... De ce voie? De ce voie sau nu e voie să subînchirie? Are obligația de a nu cesiona serviciul de transport public. Da, nu, cesiona. Okay. Decât dacă își face filială. La filială nu e făcut. Și în cealaltă formă, din 2 septembrie... Operatorul are obligația de a nu încheia cu terți contracte de subligare serviciul de transport public local. Ok. Știți că văzusem documentația care s-a depus și era altă. Tot altele au fost acolo și tot altele au semnat. Până neamul a murit. Doamne, eu spun că am văzut domnul Nicolae, domnul Nicolae, bine, și eu semnat, dar nici nu e problemă. Doamnul juristă, deci, domnule, e foarte bun așa, forma asta, lăsați așa. Și în cazul în care troleibuzul nu va putea să execute toate traseele, ce se întâmplă cu traseele care troleibuzul spune nu le pot executa? Nu se poate, nu se poate exemplu. S-a putut și în trecut, se poate și acum, probabil. Se va putea oricum. În formă, există varianta la care mi-ați vrut mai devreme. Poate că se soluție. Eu nu știu. Trebuie să fie varianta. Păi, nu știu, sunt închiriat niște autobuze de la un alt operator. La un preț de 2 lei, 3, 5 sau 4 lei, cât e maxim kilometru. 3 lei, 4 lei, inevitabil. Toate serviciile lui. E un kilometru. Inevitabil vă mai deranjez o întrebare pe programul de transport. Avem foarte multe reacții negative. Pe traseul de la Speranța, pe traseul de la, nu știu, sunt foarte multe, avem foarte multe comentarii, foarte multe comentarii negative. Cine a făcut acest program de transport? N-am vorbit și cu oamenii care sunt transportați, l-a făcut de capul lui? Am mers vreodată cu mijloacele de transport în comun. Și, dar nu avem atâtea reacții negative la un ceva făcut de profesioniști. Niciodată nu se poate numele. Fiecare persoană crește în strada autobuzului. Pe vechiul program de transport erau 5% din nemulțumirile de acum. Acum sunt, s-au înmulțit de 20%. Deci domnul Chitic a dat toată baza în domnul Coreanu, fiind un profesionist. Spune-le-mi toți. Nu. Se poate face orice domnul. Nu mă ocupe personal acolo. Dacă eu m-aș ocupa personal acolo, le-aș rezolva locurile, dar nu mă ocupe. Pe care trebuie la domnul Rotaru în asociație președinte, văd că nu știu, dacă vorbim altfel, discutăm altfel, avem o altă locul, că ți-a dat Dumnezeu să fie treaba bună, e bună acolo. Păi ce-l mai rege să mă doare și eu. Nu mă înțeleg bine. Bun, vom vedea ce va fi. Deocamdată, e un semnal de alarmă, lasă-l, trage-l foarte bun, să e
Ține de nici o dată discuția asta cu voi? Ați vorbit de subvenție. Se mărește, se micșorează, se mărește. Prolegusul nu are nicio subvenție la Consiliul Județean. Subvenția o luați dumneavoastră și o dați prolegusul. Noi nu. Când s-a creat acest program, s-a creat special pentru așa ceva. Păi dumneavoastră puteți sau puteți de mâine să nu mai ceri subvenție la Consiliul Județean. Care e problema? Nici de mâine. Păi atunci de ce e vorba că prolegusul cere sau nu cere? Că dumneavoastră de fapt știți de cere Consiliul Județean. Păi nu. Prolegusul vă cere dumneavoastră. Ei au făcut către noi un program. Așa. Care noi am văzut despre ce vorbim. Noi sunt cei care cerem mai departe cu societatea. Și fraților, aveți de unde să dați ceea ce se cere? Păi nu avem. Clar. Vine invers. De sus și jos, e înapoi. Bun, va fi și o altă conferință de presă în care se vor discuta mai multe. Deocamdată noi ne lăsăm astăzi pe problema noastră de legalitate contractului. Vom vedea, vom discuta și cu conducerea Consiliului Județean. Dumneavoastră sunteți foarte vechi în administrație. Mi se pare normal ce se întâmplă aici, așa, că trece din Consiliul Județean pe la Adiul Trans, după aceea la troleu, se întoarce, se... Mi se pare ok? Bă, nu intru la momentul ăsta, pentru că nu eu... Ați mai auzit undeva în țară? N-am conceput eu ceea ce există. Ați auzit undeva în România sau oriunde în lumea asta acest sistem? Da, cum este cu Adiul Trans? Nu, nu l-am inventat eu, nu l-am inventat, de alea, ci de alu. Sigur că nu mi se pare corect, dar asta este, dacă așa s-a început și ilegal, și totul și ilegal. Dacă ți-e ilegal, nu s-a putea realiza. Exact. Dacă poate să zic că totul e ilegal, deși corect. Întrebare. Curtea de conturi a avut luată vreo sugestie exact legat de ce se întâmplă? Curtea de conturi nu are de aici. Și nici nu mai la ei, la la Trunii Buni, acolo au treabă. Și Consiliul Județean. Din câte știți, acolo nu s-a primit până acum nicio scuzare. Eu nu știu nimic, că nu eram ca atunci, nu știu. Schimb, avem de la firma care a fost audit. De problema subvenției? Nu, n-am fost niciodată discuție. Nu, dar din câte știm noi, și vă rog frumos să mă corectați dacă greșesc, la dumneavoastră, la Adiul Trans, nu vine niciun organ de control al statului, cum vine la OAT-uri. Nu are voie să vină Curtea de Conturi. La dumneavoastră, pentru că sunteți în ONG, nu vin cei de la Consiliul Județean să vă verifice auditul Consiliului Județean, nu vine nimeni. De finanțe? Finanțele ca la orice SRL. În rest, dumneavoastră nu trebuie să dați nicio evidență, nimănui ce se cu banii, ce se întâmplă aici, în spatele ușilor și... Să vedem în spatele ușilor închise. Am înțeles, mulțumesc. Da, sigur că când s-a gândit și conceput acest ONG, s-a conceput după legii. Domnul Mișan știe foarte bine legile, a dirijat foarte bine ideile către cei care trebuiau să dirigeze. L-a chemat să dezlege și a legat? El de-aia și dezleagă tot ce legă, e un profesionist. Mulțumesc.